Vreme perfectă pentru fotbal la Chiajna, suprafață artificială știm deja cu toții și începe meciul cu posesie pentru Concordia Chiajna. Ceva mai devreme am avut și distribuțiile de start pentru această confruntare. S-au scurs deja primele 15 minute, iar FC Argeș beneficiază de a doua lovitură de la colțul terenului și este gol! Gol marcat de FC Argeș în al 15-lea minut al acestei partide. Cât de bine a venit Cristi Motroc din linia a doua, reușind să destabilizeze total colțul terenului pentru Chiajna în această primă repriză. Și nu a făcut-o deloc bine. Iată, ocazie de gol pentru Gazde. Gol, gol, Paul Batin. Minutul 42. Paul, revedem, se descurcă excelent în careul oaspeților. Și după ce preia, pe lângă Marius Șerbănică, reușește dintr-o fentă. Chiar ar fi primit cartonașul galben pentru simulare. Și este punct final. 1-1 rezultatul acestei confruntări lângă București între Concordia Chiajna și FC Argeș.